Dragi copii, astăzi vom face un ornament decorativ care va reprezenta scena nașterii Domnului Isus. Pentru aceasta avem nevoie de o hârtie colorată, 20x20 de centimetri, de bețe colorate, de imaginea lui Iosif, Maria și copilul Isus, opțional și animăluțe, o steluță galbenă, de o ață verde, de o farfecă și un pistol de lipit. Pentru început, vom pune lipici pe foaie unde vom lipi bețele. Punem un pic sus, măsurăm și punem și jos un pic și luăm bețișoare și lipim unul lângă celălalt. Facem și acoperișul, ținem un pic strâns aici. Așa. Și punem și un pic de lipici aici. Și ținem strâns. Așa. Acum, tot cu pistolul de lipit, punem aici un pic și lipim steluța. Și acum vom lua imaginile. Aș vrea să vă spun că eu am ales ca aceste imagini găsite de pe internet să le listez cu imprimanta direct pe o foaie autoadezivă care se lipește. Veți vedea cum este, ca să nu mai folosesc lipici extra. Voi, dacă vreți să lipiți aceste imagini cu lipiciul, puteți opta și pentru varianta aceasta, dar având în vedere că există și această variantă mai simplă, desigur o putem folosi. Și decupăm imaginea frumos. Roata. Așa, să decupăm și pe Maria.
Așa, pe Domnul Iisus. Așa frumos facem roata și de animaluțe. Acum vom încerca să vedem cum le putem poziționa acestea. Deci va fi în genul acesta. Vedeți? Dacă folosim hârtie autoadezivă, se lipește mai ușor imaginea pe această scenă. Luăm acum pe Domnul Iisus și îl vom lipi. Și animăluțele. După ce am lipit tot, luăm foarfeca și decupăm așa. Și acum vom lua ața, o vom pune aici sus, vom face un nod și e gata ornamentul nostru cu scena nașterii Domnului Iisus. Sper să vă placă și să-l faceți și voi!